Proiectul Futurel, lansat în anul 2023 și finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului de cercetare și inovare Horizon, dezvoltă soluții digitale pentru a ajuta comunitățile rurale să facă față dificultăților cu care se confruntă. Problemele generale ale comunităților rurale sunt depopularea, schimbările climatice, plecarea tinerilor capabili, îmbătrânirea populației, conectivitate limitată cu orașele și accesul greoi la infrastructura publică. Prima ședință a partenerilor implicați în cadrul acestui proiect a avut loc în data de 20 mai în localitatea Birda, având ca temă Agricultura viitorului, soluții inteligente în contextul schimbărilor climatice. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care localitatea Birda va putea beneficia de soluțiile propuse prin intermediul proiectului. Obiectivele principale ale proiectului sunt de a aborda provocările sociale și de mediu cu care se confruntă comunitățile rurale, obiectivul major fiind consolidarea capacității comunităților rurale de a-și dezvolta potențialul inovațiilor realizate chiar în comunitate pe bază soluțiilor propuse. Aquatim a fost ales ca partener în cadrul acestui proiect alături de prestigiosul Institut pentru Educație în Domeniul Apelor Olanda, cele două instituții dezvoltând împreună instrumentele digitale de adaptare și atenuare a efectelor climatice în cadrul proiectului.